În cadrul cercetărilor efectuate de savanții italieni, aceștia au închis iepuri în cuști înconjurate de un strat gros de plumb. În ciuda unei alimentații foarte echilibrate a apei potabile și aerului purificat și renoit, ei au murit cu toții din cauza lipsei de raze cosmice. În timpul celui de-al doilea război mondial, germanii s-au confruntat cu această situație la baza de submarine din Lorient, Franța, unde soldații care trăiau sub circa 10 metri de beton se îmbolnoveau după o lună și trebuiau înlocuiți. Giorgio Picardi a făcut teste al cărui rezultat este fructul experiențelor realizate pe parcursul a 20 de ani prin mai mult de 10.000 de măsurători făcute în toate regiunile Pământului, inclusiv Oceanul Atlantic și Oceanul Arctic. Experiențele s-au desfășurat cu ajutorul coloizilor. Ei sunt o stare particulară a materiei fără de care viața nu ar putea exista. Materialele care participă la formarea ființelor vii, atât a celulelor cât și a lichidelor care circulă prin țesuturi, sunt constituite în mare parte din substanțe coloidale, particule cu același semn electric, deci care se resping în permanență. Această respingere menține particolele în suspensie. Fără să-i acoloze așa de compleși cu aceea care se uh, găsesc în organismele vii, picardia a folosit unul simplu, un neorganic. Oxiclorura de bismut pe care a pre, uh, precipitat-o prin hidroliza în apă distilată, deci pură. După ce a constatat că nu era niciodată identică în timp ce condițiile de desfășurare a experienței erau mereu aceleași, a avut ideea să înregistreze în fiecare zi timp de an la rând și în locuri diferite ale globului acestui experiment. Concluzia a fost indubitabilă. Rezultatele diferite erau datorate unei influențe exterioare cosmice memorizată și amplificată de către apă. Picardi a scris, dacă un coloid anorganic atât de simplu precum oxiclorura de bismut poate răspunde într-un asemenea fel la fenomenele terestre, solare și cosmice în general și la câmpurile magnetice în particular, oare cum reacționează coloizii organismelor vii se află într-un mediu acvatic precum protoplasma celulelor de exemplu? Pot fi ele izolate de influențele cosmice? Răspunsul este nu. De fapt, aceasta este problema. Niciodată nimeni nu a avut posibilitatea de a izola un sistem de restul Universului. Totul comunică, totul dialoghează, totul se află în interconexiune permanentă. Urmând legături ce provoacă interacțiunea ale sistemelor între ele, toate sistemele sunt deschise. Iar organismul nostru, în special, este sensibil la vibrațiile pe care cele cinci simțuri ale noastre devenite grosolane odată cu trecerea timpului, nu mai pot să le perceapă și din această cauză noi le ignorăm și le excludem din câmpul nostru de înțelegere. Mai exact, nu avem senzor pentru a percepe energia universală care acționează perpetu asupra noastră. De fapt, avem, dar s-a atrofiat datorită materialismului a folosirii cu precădere a emisferii stânge a creierului sediul gândirii raționale și analitice. În realitate, noi oamenii facem parte din tot și totul se află în noi după ierarhii extrem de subtile care scapă analizei obișnuite și simțului nostru comun. Apa, componenta a sistemului laser biologici. Există pe Terra circa 100 de tipuri de ape în care apar fie izotopei hidrogenului H2O, D2O, T2O, 4HSH, 5H, fie izotopei oxigenului O14, O15, O16, O19 și 20 Proporția acestor este variabilă în funcție de mediul de referință. De exemplu, apa grea de 2O există în proporție de 150 de grame de D2O la o tonă de apă de robinet. La nivelul structurii vei, om și animale, apa se găsește ca apă legată, apă liberă și apă biostructurată. Ca hidrura de oxigen apa reprezintă o substanță cu multe anomalii dintre care menționăm. În raport cu alte, hidrocarburi, punctul de topire al apei este 0 grade Celsius, deși în mod normal ar trebui să fie minus 80 de grade Celsius. La presiunea de o atmosferă a aerul, punctul de fierbere real este de 100 de grade Celsius, când normal ar trebui să fie 0 grade, ceea ce permite ca la temperatura obișnuită de 20 de grade să avem apă în mări și oceane. Densitatea în stare solidă este mai mică decât în stare lichidă, ceea ce face ca gheața să se ridice la suprafața faței lichide, izolând și menționând o temperatură relativ constantă plus 4 grade Celsius pentru fundul mărilor și oceanelor, temperatură propice pentru menținerea vieții subacvatice. Greutatea specifică mică este sub 1 pentru aburi și 1,02 la 20 de grade Celsius pentru apa de mare. Este transparentă în stare lichidă și opacă în stare cristalină sau de vapori. Dipolii apei se orientează sub efectul câmpurilor electromagnetice extreme. În acest context trebuie consemnat faptul că apa topită provenită din apa înghețată este mai ușor asimilată de organismele vii. Procesul se datorează tocmai orientării dipolilor apei în câmpul magnetic local înaintea înghețării. Apa sub forma apei legate este parte din componenta sistemului laser biologic molecular alături de fosfat și oxigen molecular, sistem care explică fenomenul de bioluminiscență. În acest context, cele trei molecule de apă legate de ionul fosfat sunt orientate cu sarcinile pozitive ale dipolului apei, deci cu atomul hidrogen plus spre ionul negativ pe O4, iar sarcinile negative ale moleculei de apă cu oxigenul spre exterior. Conform teoriei laserilor biologici, această asociație este absolut necesară pentru reacția de fotoliză, descompunerea apei în ion pozitiv de hidrogen plus sau în proton, ce dau aciditate mediului un pH acid, atom de oxigen, o2 negativ, foarte reactiv, ce dau peroxis inițind reacții de oxidoreducere. Dacă izotopii de oxigen sunt uh, ciocniți de radiații gamma sau X, este posibil ca aceștia să se descompună, transformându-se și eliberând particule deosebite care generează efecte exotice în sistem, cum ar fi, de pildă, cele descrise de efectul Kervran, transmutarea elementelor în condiții de joasă energie, proprietatea a sistemelor vii descoperite de Kervan.